emisiune electorală de promovare. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră și de a vă prezenta oferta electorală pe care o au pentru următorii 4 ani, în condițiile în care, în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi ne canalizăm atenția asupra ceea ce se întâmplă la nivelul Alianței pentru Unirea Românilor, iar alături de mine în platou se află doi domni, respectiv Mihai Andrei Răduții, candidat AUR pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Dănuț Olărescu, candidat pentru funcția de primar al comunei Răchitova și pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ne aflăm la mijlocul campaniei electorale, putem spune acest lucru. Cam care ar fi concluziile pe care le trageți acum, iată, după 2 săptămâni în care ați fost mult mai prezenți în mijlocul oamenilor, în mare parte din zonele din județul Hunedoara, pentru că vă canalizați atenția asupra ceea ce urmează să faceți pentru următorii 4 ani, dacă hunedorenii vă vor oferi votul de încredere din funcția de consilieri județeni. Așadar, care ar fi concluziile acestei prime jumătăți ale campaniei electorale? Da. Vă rog, domnule Răduții. Concluzia este una singură și foarte simplă. Este o campanie grea. Avem de luptă cu Partidul Comasaților, format din Partidul PNL și PSD. Nu ne dăm bătuți. Umblăm din casă în casă, uliță cu uliță, vorbim cu oamenii, încercăm să le explicăm și să le arătăm ceea ce dorim noi să facem, iar feedback-ul, spun eu că este unul pozitiv. Oamenii cu care am vorbit sunt interesați de ceea ce propunem noi, nu ne-au promis votul, evident, dar din discuțiile cu ei, eu spun că cel puțin 3/4 din oamenii cu care am reușit să vorbim și la care am ajuns până acum ne vor vota. Asta vă dă încredere, da, până la urmă. Da, ne dă încredere. Exact. Domnule Olărescu, candidați și pentru funcția de primar al comunei Răchitova, dar și pentru funcția de consilier județean. Care este, să spunem, atmosfera așa și în comuna Răchitova, dar și în județul Hunedoara în general, în ceea ce privește această campanie electorală? Da, așa cum a precizat și colegul meu, este o campanie grea, o campanie dificilă, dar ne punem și noi speranța, poate cetățenii atât ai comunei Răchitova cât și cetățenii județului Hunedoara doresc o schimbare și mergem și noi din casă în casă, ne prezentăm proiectele, ne prezentăm ce am dorit să facem și noi atât la nivel local de comună cât la nivel județean și sperăm la data de 9 iunie să fie o prezență cât de mare la vot și să reușim împreună cu cetățenii să facem o schimbare la nivel județean. Și în această emisiune o să vă provoc să ne prezentați parte dintre proiectele pe care le aveți, dar înainte de acest lucru, cred că ar fi indicat ca hunedorenii să vă cunoască mai bine și să afle cine sunteți dumneavoastră de fapt. Vă rog, domnule Olărescu. Da, mă numesc Dănuț Olărescu, candidez din partea Partidului AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, atât la funcția de primar al comunei Răchitova, cât și la funcția de consilier local și la funcția de consilier județean la Consiliul Județean Hunedoara. Am 53 de ani, sunt născut în comuna Răchitova, domiciliez în comuna Răchitova, am terminat școala, clasele primare și clasele 1-8 în comuna Răchitova, sunt căsătorit, am un băiat de 15 ani, de profesie sunt inginer, am terminat liceul energetic numărul 2, DEVA,
Am continuat la Universitatea Tehnică din Petroșani, Facultatea de Instalații și Mașini Electrice. Ca și profesie, de peste 30 de ani activez în domeniul energetic. Din 2001 până în 2013 am avut diferite funcții de conducere în cadrul sistemului energetic, fosta electrică, Enel și ce denumire au mai fost. Din 2013 și până în prezent sunt un agent de vânzări, că și energia electrică a ajuns să vând atât energie electrică cât și gaze naturale. Ca și experiență politică, am fost consilier local în 4 mandate, 2000-2004, 2008-2020. Deci nici administrația nu vă este străină, să spunem. Da, deci 16 ani de consilier local în Comuna Răchito, zic că am acumulat ceva experiență în administrația locală. În 2020 am făcut o mică pauză, am renunțat 2 ani la politică și am revenit. Deci de 2 ani sunt membru al Partidului AUR, Alianța pentru Unirea Românilor. Mă găsesc în acești 4 piloni principali al partidului, Națiune, Credință, Familia și Libertate, și am hotărât să candidez atât la funcție de primar, cât și la funcția de consilier județean al județului Hunedoara. Domnule Răduție, aceeași întrebare pentru a vă cunoaște hunedorenii, cei care ne urmăresc, mai bine și pentru a vota în consecință până la urmă. Da. Mă numesc Răduție Mihai Andrei, candidez din partea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor la funcția de consilier județean al județului Hunedoara. Sunt născut și crescut în județul Hunedoara, municipiul Hunedoara. Tot aici am terminat și studiile liceale, după care am urmat cursurile facultății de Academia de Studii Economice din București, contabilitate și informatică de gestiune, după care am urmat un master în audit național și internațional la aceeași facultate. Momentan lucrez în cadrul unei grup de firme cu peste 500 de angajați din Hunedoara. Mă ocup de gestionez tot compartimentul de logistică și transporturi al acestei firme. Iar cu politica cochetez de 4 ani, de când m-am înscris în Partidul AUR. Și, la fel ca și colegii mei, cred în acest partid și cred că împreună putem schimba România în bine. Doar cu ajutorul oamenilor și dacă ei ne votează pe 9 mai, pe toate cele 5 buletine de vot, cu siguranță împreună cu colegii mei vom face ceva bun pentru această țară, pentru acest județ și localitățile de unde suntem. Domnule Olărescu, ne-ați adus aici și un pliant pe care cu siguranță mulți dintre locuitorii Comunei Răchitova l-au deja în casele dumnealor. Aveți aici o listă destul de lungă de proiecte pe care le propuneți pentru următorii 4 ani, dacă oamenii vă vor oferi votul de încredere. Și aș dori să treceți puțin în revistă câteva dintre cele mai importante, să spunem, proiecte pe care le-ați gândit pentru această comunitate, pe care vă doriți să o reprezentați. Da. Deci, Comuna Răchitova este o comună mică, are în jur de 1200 de locuitori, cam 500 și ceva de gospodării și doar prin proiecte putem moderniza această comună, deoarece veniturile sunt foarte mici. Deci este greu cu banii locali să poți să administrezi și să dezvolți această comună. Așa că m-am hotărât să intru în această campanie și să vin cu multe proiecte. Doar prin proiecte putem să dezvoltăm. Principalele proiecte ar fi modernizarea infrastructurii rutiere, deoarece drumurile, atât cele comunale, cât cele vecinale și de exploatație agricolă, lasă de dorit în comună. Trebuie modernizate ca să asigurăm condiții
cetățenilor să se deplaseze spre, atât spre exploatații agricole, cât și spre locuințe sau unde au terenuri de acces. O altă problemă importantă este chiar în localitatea Răchito, acolo unde este centrul de comună, alimentarea cu apă și canalizare, deoarece în acest sat nu a putut fi implementat programul de alimentare cu apă și trebuie să asigurăm apă și canal și cetățenilor acestei localități. Ce mai m-am gândit este și dezvoltarea comunei prin să promovez comuna ca o stațiune de interes local. Noi acolo în zonă avem o țuică renumită care este Țuica de Răchitoa și aș vrea brevetarea și promovarea acestui produs autohton, Țuica de Răchitoa. Mai avem un monument istoric, o cetate, un turn vechi din secolul XIV care iarăși vreau să-l reabilitez și să-l trecem în promovare turistică, să fie vizitat de locuitorii județului și chiar al țării. Vă axați, din câte văd, destul de mult și pe partea aceasta de turism, de dezvoltare a turismului, care se tot bate așa moneda în ultimii ani, care putea să fie un motor foarte bun, un motor economic al județului și al țării. Păi, ținând cont în special în județul Hunedoara, care a fost un județ economic pe vremuri foarte dezvoltat și cum economia este la pământ, chiar este o zonă pe care o putem promova și m-am gândit în domeniul ăsta al turismului să promovăm atât comuna Răchitoa și cât și zona noastră, Țara Hațegului, în care suntem noi amplasați. Pot fi transpuse aceste proiecte și la nivel de Consiliul Județean, pentru că, iată, vă aflați aici în dublă calitate, să spunem, de candidați și pentru primărie, dar și pentru Consiliul Județean Hunedoara. Domnule Răduții, puteți să formulați cumva astfel de proiecte și pentru Consiliul Județean? Da, cu siguranță și după cum puteți vedea în pliantul nostru, și avem tematici de promovare a turismului județean. Chiar domnul Mane în emisiunile anterioare ne povestea despre un proiect prin care dorim digitalizarea Consiliului Județean, dorim să facem o aplicație prin care orice cetățean care intră în județul Hunedoara să nu fie un simplu trecător, ci să se transforme în turist, să primească pe telefon mesaje unde să-i se explice că pe roază de 30 de kilometri putem avea... Există anumite obiective turistice care pot fi vizitate. Și atunci puteți să-l convingem mai ușor pe acest cetățean să rămână o zi, două sau trei la noi în județ, să viziteze obiectivele turistice pe care le avem. Dacă tot, până la urmă, aici se va ajunge. Județul nostru dintr-un județ industrializat foarte puternic va ajunge un județ turistic. Până la urmă trebuie să ne adaptăm, să vă adaptați și să ne adaptăm noi cu toții. Și atunci trebuie să oferim facilități către tuturor cetățenilor care vor intra noi în județ. Și din fericire, județul Hunedoara are cu ce să se mândrească la acest capitol, pentru că avem multe zone turistice, foarte multe obiective turistice care au fost puse în valoare într-o oarecare măsură în ultimii ani, doar că dumneavoastră veniți și spuneți că este nevoie de mai mult pentru ca acest turism să devină într-adevăr un motor economic pentru fiecare zonă în parte, zona județului Hunedoara. Citesc aici în acest pliant pe care ni l-ați adus astăzi că vă doriți și înființarea unui parc de panouri fotovoltaice, domnule Olărescu. Da, aș dori în comuna Răchitoa să înființez și un parc de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și cu această ocazie putem reduce cheltuielile pe consumul de energie care le are unitatea administrativ-teritorială Răchitoa.
De asemenea, există și axele de finanțare necesare pentru a putea să dezvoltați acest proiect? Da, sunt finanțări și pe POIM, pe mediu. De asemenea, mai dorim să modernizăm chiar și iluminatul public în comună, să extindem iluminatul public în zonele unde nu avem încă lămpi pentru locuitorii care sunt amplasați mai în zone de dealuri, unde e deci mai există greu. Există zone în care nu există, nu funcționează iluminatul public în comună? Există. În comună în care nu s-a ajuns încă cu iluminatul public. Există energie la case, dar nu au rețeaua de iluminat public. Aveți dumneavoastră soluția pentru a rezolva această problemă? Da. Pentru extinderi de iluminat public sunt iarăși proiecte pe mediu. Se pot accesa atât pentru extinderea iluminatului, cât și pentru modernizarea lor cu lămpi moderne de LED, cu telegestiune. Noaptea se pot reduce luminozitatea lămpilor, se economisește consumul de energie, cheltuielile și va fi totul frumos și ok. Da, până la urmă, o normalitate, am putea spune. În ziua de astăzi este o normalitate. O normalitate anormală în unele zone. O normalitate zone, este să avem cu toții lumină, curent, apă, canalizare și gaz. Dar, din păcate, comunele din județul Hunedoara cam suferă la acest aspect. Și oamenii, pe bună dreptate, se întreabă unor de ce în anumite comune se poate sau se pot face astfel de proiecte, pot fi dezvoltate proiecte destul de ambițioase și în unele dintre comunități nu se poate. Exact, cum spuneți dumneavoastră și cum spune și colegul. Pentru că există exemplul că, da, într-adevăr, da, aceste lucruri pot funcționa și pot fi realizate. Și gazele naturale este una dintre proiectele mele, pentru că, așa cum a spus, în alte comunități, din păcate, s-a putut realiza și chiar au început, nu dăm acum exemplu în ce comune, dar în comunele vecine s-au început lucrări de extinderea gazului, ceea ce este un lucru important, pentru că și lemnul este mai greu de adus, este mai greu de rezolvat, așa că omul are două posibilități. Îi asigur la poartă și gazul și ce dorește. Unul din cele două surse de căldură le poate utiliza care dorește. În comună mai sunt tineri, mai sunt copii, pentru că mare parte din zonele rurale, nu doar din județul Hunedoara, ci din întreaga Românie, din păcate se depopulează și este un fenomen tot mai des întâlnit și tot mai puține școli avem, mai puține grădinițe, pentru că tinerii pleacă în alte orașe mai mari ale țării sau chiar în străinătate. Da, din păcate este o problemă cu acest lucru. Deși, cum erau pe vremurile noastre, nu mai sunt tineri, nu mai funcționează școli decât și grădinițe decât în centru de comună, în Răchitoa, mai funcționează o școală cu clasele 1-8. Am în proiectele mele și o grădiniță cu program prelungit, pentru că totuși încep să se populeze din nou satele cu tineri și ar fi ok să avem și o grădiniță unde părinții să poată lăsa copiii până când se întorc de la serviciu, până când revin de la programul de muncă. E destul de dificil de gestionat până la urmă și tot ceea ce ține de acești tineri, de acești adolescenți și mi-aș îndrepta puțin atenția asupra unei probleme care a devenit așa un fenomen și în județul Hunedoara, dar și la nivel național, chiar și global, aș adăuga eu, doar că noi poate suntem mai puțin familiarizați cu această problemă, acea consumului de droguri. La fel ca și turismul, și despre această problemă se discută tot mai mult. Aveți, în calitate de viitor, posibil consilier județean, da, aveți soluții pentru a mai diminua măcar acest fenomen la nivelul adolescenților, școlilor și nu numai, pentru că nu doar aici se consumă aceste stupefiante. Da. Avem câteva soluții. În primul rând, aș vrea să spun că statisticile ne arată că județul Hunedoara este pe locul 2 la consumul de droguri, după capitală, după București, iar ca vârf de lance la noi în județ se situează municipiul Deva, Petroșani și Hunedoara. În primul rând, proiectul nostru se intitulează Prevenirea și combaterea consumului de droguri în rândul tinerilor.
Și scopul principal al acestui proiect este să adoptăm strategii eficiente care abordează atât oferta traficanților de droguri, cât și cererea consumului de droguri între tineri. Pentru combaterea traficului de droguri, cu sprijinul autorităților locale, putem acționa la destructurarea piețelor ilicite de droguri. Au apărut, spre exemplu, pe internet tot felul de așa zise piețe unde se vând droguri sintetice. Sunt droguri care provoacă dependență mult mai repede, care provoacă supradoze mult mai repede și care sunt se vând la prețuri ieftine și sunt accesibile oricui. După aceea putem preveni dependența de droguri a tinerilor cu sprijinul celor de la DGASPC. Putem investi în educație și campanii de conștientizare privind drogurile, precum și furnizarea de servicii accesibile de tratament și reabilitare pentru persoane care luptă cu dependența. Să înțelegem că vă gândiți poate și la înființarea unui centru. Cu siguranță, înființarea... Pentru că nu prea există, cel puțin în județul Hunedoara și probabil că nici la nivel național nu sunt centre, poate sunt unele private, însă astfel de centre de stat care să vină în sprijinul real al acestor consumatori, nu prea avem. Nu, în județ, din câte știu eu, nu există așa ceva și dorim să înființăm un centru de reabilitare, conștientizare, și prin care să-i ajutăm cu tratamente accesibile ca și preț pe cei dependenți de droguri, dar unde ar trebui să acționăm prima oară ar trebui să fie către părinții acestor copii. Trebuie să facem cumva ca ei să conștientizeze și să-și dea seama cum să gestioneze situație și cum să-și dea seama dacă într-adevăr copilul lor este consumator, da. Pentru că și aici este o problemă. Unii văd anumite reacții poate nepotrivite ale copiilor și aici este valabil și pentru cadrele didactice, pentru că ele trebuie să fie cumva învățate să recunoască un comportament care ar putea să conducă totuși la acest indiciu că acești tineri consumă droguri și mai apoi să recunoască în primul rând că există o problemă și să vadă care sunt soluțiile pentru a-i ajuta. Da, pentru aceasta avem nevoie de psihologi, avem nevoie de oameni pregătiți care să învețe pe părinți și pe profesori comportamentul acestor tineri care au intrat în patima drogurilor. Vor trebui făcute tot felul de conferințe, tot pliante și alte materiale didactice care să fie susținute în școli. Și probabil mai multe discuții față în față. Multe discuții față în față, la ore de dirigenție, probabil, în care dirigintele să le explice mai mult copiilor despre această problemă. O problemă pe care o regăsim oare și în mediul rural? Sper că încă nu. Încă nu. Nu, chiar nu. În mediul rural nu, n-am auzit, n-am sesizat încă, deși mai sunt copii din mediul rural care merg la liceele din oraș acolo, probabil, dar chiar la școlile din mediul rural nu. Deci încă mai avem o șansă, mai să spunem șansă, așa. Da. Sunt și copii puțini la școlile din mediul rural și încă nu. Eu personal încă n-am auzit. Din păcate, la nivel de orașe, da, chiar și... Mai credeți în și repopularea, să spunem, a acestor zone, dar și de a atrage tinerii, fie cei care au plecat la un moment dat cu familiile lor din aceste localități și să-și dorească cumva să revină, dar și a celor care poate locuiesc în alte zone și se gândesc ei așa că, uite, ce bine ar fi să ne mutăm la Răchitova, spre exemplu. Ar avea toate motivele, să spunem, să se mute aici, acum? Noi sperăm și chiar pentru acest lucru și candidez.
aducând proiecte, aducând finanțări în comună, sperăm măcar în revenirea tinerilor noștri care sunt plecați din comună. Au început, să știți, să mai apară încă și din alte părți, mai sunt case părăsite care au început să vândă în zonă și mai vin. Chiar avem acolo în comună o localitate, Mesteacăn, care a fost depopulată aproape total și a început să fie promovată din nou ca o zonă turistică frumoasă. Drumul este un pic cam inaccesibil, dar sperăm printr-un proiect să reabilităm și acel drum Văloarea Mesteacăn și să ajungă Mesteacănul o zonă turistică frumoasă, deoarece este amplasată undeva pe un deal de unde foarte frumos se văd munții Reteza și Țara Hațegului, deci un peisaj extraordinar de... Aveți proiecte sau o viziune și dacă veți ajunge consilier județean cu privire la aceste locuri care sunt apreciate, să nu uităm de toți românii, pentru că sunt foarte mulți aceia care vin și savurează din plin aceste meleaguri. Da, avem la Consiliul Județean și noi printre proiecte dezvoltarea turismului și în special Țara Hațegului, unde cunosc și eu această zonă și, cum spune și dumneavoastră, este un ținut frumos și are foarte multe... Ofertant. Da, și are foarte multe locuri de vizitat, are foarte multe foarte multă istorie, de toate. Hațegul a fost și el un oraș industrial, un oraș în care am funcționat fabrica de bere, fabrica de conserve, multe lucruri industriale, dar din păcate, ca și în județ și întreaga țară, industria a rămas în urmă, numai economia nu mai există în acest județ, în aceste ținuturi și trebuie să compensăm cu ceva, cu dezvoltarea turismului. Așa că invităm pe toată lumea să vină în Țara Hațegului, că sunt foarte multe locuri de vizitat. Avem munții Retezat cu lacurile glaciare, cu cele două lacuri, care unul este cel mai întins, Bucura, și cel mai adânc, Zănoaga. După aceea avem bisericile construite prin secolele 13-14, bisericile din piatră. Cea mai veche și cea mai renumită este Biserica Sfântul Nicolae de la Densuș, unde foarte mulți vizitatori vin din biserica de la Mănăstirea Prislop, tot biserică din piatră. Mănăstirea Prislop, după cum știți și dumneavoastră, este una din cele mai cunoscute mănăstiri din România și este un important loc de pelerinaj ortodox. Și este lider la nivelul județului Hunedoara în ceea ce privește numărul de vizitatori. Așa, între ghilimele spus, cam bate foarte multe dintre celelalte obiective turistice. Exact. La Sarmisegetuza avem mult Piatreana Sarmisegetuza, unde a fost capitala Daciei Romane. Ne îndreptăm după aceea spre Cetatea de Colț de la Rud de Mor, spre barajul Gura Apelor, iarăși un baraj construit prin anii 1970, este una dintre cele mai mari baraje din Europa. Și practic vă gândiți la realizarea unui circuit turistic, să înțelegem? La realizarea unui circuit turistic și aici mai trebuie să lucrăm un pic la infrastructura rutieră, unde drumurile județene încă, din păcate, mai lasă de dorit. În special trebuie puse la punct drumurile și după aceea putem face aceste itinerare de vizitat. Pentru toți pentru cei turiști, care își doresc să viziteze, care vor să vină și în munții Reteza și spre Petroșani, în toate zonele. Suntem aproape la final de emisiune, așa că o să vă întreb pe fiecare în parte și o să vă rog să le transmiteți un mesaj hunedorenilor, acelor care în data de 9 iunie se vor prezenta la urnele de vot, așa cum este și firesc să se întâmple. Din păcate, ultimele alegeri care au mai avut loc în România au demonstrat că interesul cetățenilor parcă nu mai este atât de crescut și nu mai iasă la vot atât de mulți oameni. Ce îi sfătuiți, domnule Răduțe? Îi sfătuim să aibă încredere în noi, să iasă cât mai mulți la vot, în special tinerii, care în urma ultimilor statistici se pare că vor ieși la vot.
deoarece au încredere în liderul partidului nostru, George Simion, și le cer să aibă încredere și în noi, candidații locale ai AUR, candidații la europarlamentare ai AUR, și să voteze AUR pe toate cele 5 buletine de vot. Domnule Olărescu, aceeași solicitare din partea mea, ce îi sfătuiți, da, și ce le transmiteți hunedorenilor? Dragi cetățeni ai județului Hunedoara, vă rog pe data de 9 iunie să participați la vot. De asemenea, vă rog să votați Partidul AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, pe toate cele 5 buletine de vot. Primar, consilier local, președinte al Consiliului Județean, consilier județean și europarlamentari. Vă mulțumim anticipat. Doamne ajută! Multă sănătate! Vă mulțumim și noi, domnilor, că ați fost alături de noi, că ați venit în fața hunedorenilor să vă prezentați, să vă prezentați și oferta pe care o aveți pentru următorii 4 ani, dacă hunedorenii vă vor oferi votul de încredere. Mult succes vă doresc! Și noi vă mulțumim! Și noi mulțumim! Doamne ajută! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!